După ce clădirea a ars aproape în întregime, reconstrucția pieței centrale a fost preluată de Compania Națională de Investiții. Au durat aproape 3 ani până când o nouă construcție s-a ridicat pe locul celei vechi, însă chiar dacă a fost finalizată, construcția nu este utilizabilă. Consilierii locali nu au căzut de acord pentru a 6-a oară în ceea ce privește preluarea pieței. Cele două tabere politice, pe de o parte PSD, ALDE și PMP și pe de altă parte adversarii peneliști, nu au căzut de acord în ceea ce privește detaliile de preluarea construcției. Problema pieței din Piatra Neamț comportă mai multe aspecte. Unul dintre aceste aspecte se referă la nesemnarea unui protocol de predare-primire din partea proprietarului actual, care este Ministerul Dezvoltării, cel care a finanțat și construcția prin Compania Națională de Investiții. Acest protocol nu s-a întors către municipiul Piatra Neamț, semnat de către Ministrul Dezvoltării. Din acest motiv, noi tot ce facem acum sau ce am făcut până acum, am vorbit despre un bun pe care încă nu îl avem. Este a 6-a oară când în Consiliul Local este votat împotrivă un proiect de hotărâre care ar permite deschiderea pieței din Piatra Neamț. Vă reamintesc faptul că piața a ars în urmă cu 3 ani și prin eforturi, prin finanțare guvernamentară, s-a reușit reconstruirea acestui obiectiv atât de important pentru oraș. Practic, în acest moment, Ministerul Dezvoltării ar trebui să le înmâneze Consiliului Local și Primăriei din Piatra Neamț cheile și protocolul de predare-primire al pieței. Însă acest lucru trenează de luni de zile și în tot acest timp oamenii din oraș sunt nevoiți să cumpere de pe tarabele improvizate sau din spații insalubre de la comercianții și producătorii din piață. Care e nemulțumirea lui David de piață? Fiindcă este gata de aproape jumătate de an și nu-i dă drumul, nu-i funcțional încă. Nu vă deranjează faptul că nu e gata piața? Unde nu ne deranjează, cum să nu? Băi, omule, conjur ca nebunul, băi eu de colo, băi eu de aici, băi eu de aici, de-ar da drumul odată. A fost o mafie mare cu piața cu incendiu, da. Și acum de ce credeți că ne dă drumul? E tot cam așa ceva. Ne deranjează că stăm... Când îi ploaie, acoperă marfa, când îi prea cald, când... Vă dați seama. Cum vă descurcați? Foarte rău, ca în România. Nu să stați înăuntru? Care? Unii înăuntru? Când vedeți că aici așa e politic, ceva politic, de asta nu se schimbă. V-ați obișnuit, stați așa afară? Trebuie să ne obișnuim, ca producător trebuie să vindem, unii vinzi.